Minori în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Talk show. Programul poate conține violență de limbaj minimă ca durată. Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Pentru că suntem din nou împreună. O mai luăm o dată. Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Mi-am făcut Sfânta Cruce pentru că astăzi am vorbit cu un prieten, a fost la spital cu fiesa. Sunt spitalele pline, frate. Sunt spitalele pline. Un popor atât de bolnav, un popor atât de necăjit. Citeam o știre că e deranj că sunt 3 milioane și ceva de concedii medicale. Păi câte să fie, bă băiete? Câte să fie, bă băiete? Când nația asta mănâncă prost, mănâncă scump și prost, când nu are medicamente, când băi dă mama și de zilele noastre și ne întrebăm de ce sunt 3 milioane și ceva de concedii medicale. Păi poate pentru că suntem un neam bolnav până în măduva oaselor, cum se spune. Bine, dar nu ăsta e subiectul. Subiectul este foarte interesant. Zic eu. Mă, n-ai voie să ai mașini bogate cu o super pe Mariana, pe doamna inginer, dacă ești bogat. Uita, băi, am zis să mi-i dați pe toți trei. De ce îl văd pe domnul aici? Hai, bă, unde mă alegeți-vă? Pe domnul Piedone, pe domnul Nicușor. Acesta e domnul Nicușor cu bicicleta? Perfect. Domnul Nicușor, domnul Piedone. Uitați-vă puțin. Hai să facem așa. Uitați-vă, dați-mă un cadru general. Bă, un cadru general, să vadă lumea că avem multe ecrane. Aici și așa mănâncă lumea pe jos. Băi, mănâncă pe jos, bă, băiete, pe trotuar. A? Mănâncă pe jos. Ia pe jos. Mănâncă pe jos lumea. Pe șantier este domnul Piedone. Cu care cameră mă dați, mă? Cu duiul. Deci aici mănâncă lumea pe jos. Asfaltează și mănâncă pe jos. E domnul Piedone. Aici și așa e domnul doctor Cârstoiu. Uitați-l. Dă noroc, era, zicea că dă noroc cu mine. Domnul doctor Cârstoiu e bogat, are mașini, n-are voie. N-are voie că îl critică Antena 3. De ce are mașini, de ce e bogat? Aici îl critică, nu, aici îl laudă Antena 3 pe domnul Piedone că stă, băi, stă pe borduri și mănâncă de jos, iar un muncitor stă în genunchi în fața lui. E perfect. Asta e țărișoara. Aici și îl avem pe domnul, aici e feblețea lui Mariana. Mă avem o ingineră să-i dea Dumnezeu sănătate. Ia priviți creștinilor. Hai că e frumos. La camera 1. La camera 1. Corect, aici la camera 1. Iertați-mă. Iertați-mă că există aici, l-a pus în, uitați-vă Mariana, pentru că ea e la butoane. Uitați unde l-a pus pe Nicușor. Ia priviți. Nicușor e ubicu, tată, oriunde te uiți în platou la mine, numai de Nicușor dai. Corect. A zis că se duce la vot doar pentru el și numai pentru el. Păi, inginer, femeia care, cum să zic, jupânește mental, le umblă colegilor în cap, jupânește, cum se cheamă, regia. Nu mișcă nimeni, nu mișcă nimeni. I-am spus că părerea mea e că nu o să câștige, s-a supărat pe mine, că nu o să câștige Nicușor. A, acum e jale, vă dați seama, cum mi-am permis. Uitați-l cu bicicleta pe Nicușor. Bă, da, stați un pic. Păi ce ai făcut acolo, Mariana? Mi l-ai băgat pe Piedone, pe bune? Deci, oameni buni, n-ai voie să fii bogat că te critică o televiziune. N-ai voie să faci, să mănânci pe ziar. Da, ții-mă pe ei, nu pe mine, la undeva să-i vadă lumea că dânsi este candidații, da? Cei trei crai de la răsărit. Eu în continuare susțin că domnul Piedone nu candidează. Asta ca să nu avem vorbe la proces. Eu în continuare susțin că domnul Piedone nu va candida la primăria capitalei, va candida la sectorul 5. Dar poate greșesc. Bă, am mai greșit și eu, că nu le știu chiar pe toate. Numai că repet, ca să se înregistreze, da? Nu cred că va candida la primăria capitalei dintr-un singur motiv. Mă, dacă îl bate Nicușor sau îl bate domn doctor, Piedone a pierdut totul. Când spun totul. Și generică a lui a pierdut și fiusul, și fiică-sa, și toată lumea, toată familia s-a dus pe tobogan. Dacă pierde capitala. Dacă o câștigă, bravo lui. Eu cred că nu va candida la capitală, va candida la sectorul 5, da? Cine sunt eu? O părere. Ei, ia fiți atenți acum. Cine credeți voi că și-a anunțat candidatura la București? L-ai sunat? Îl avem pe Skype? Unde-i pe Skype? Că nu-l văd. Ia. Hai.
Îl vede. Ia priviți creștinilor în fundal. Cine nu-l cunoaște, nu știe istoria modernă și contemporană a politicii românești. A fost unul dintre cei mai importanți oameni în partidul Fiei Țărna Ușoară lui Vadim Tudor, în PRM. Eu de atunci îl cunosc pe Dorel. Dorel Onaca. Salvator de vieți. Unul dintre cei mai cunoscuți. Poftim? Cu respect, am zis, cu respect, domn director, cu respect. Cu respect, cu respect, domn primar. Ce face? Poți să mă, nu mă formalizez, acum e candidat, știi cum e candidatul, e ca și primar. Deci candidează, fiți atenți, Dorel Onaca. Unul dintre cei mai cunoscuți scafandri din sud-estul Europei, cel mai tare de la Marea Neagră, fără doar și poate. Nu știu dacă nu cumva au turci unul, au și turci unul de talia ta, din câte mi-aduc aminte, Dorel. Acum poate să aibă... Mulți. Dar la vremea ta nu te bătea nimeni. În Marea Neagră erai cel mai tare. Am primit diploma Comunității Salvatori din lumea întreagă de la Cape Town. Adică vorbim... Auzi, fii atent, Dorel. Hai, stai așa, oameni buni, ca să ne înțelegem. Dorel Onaca face un lucru de suflet, zic eu. Poate să superi oricine pe mine. În modestia mea la nivel mondial, domnul director. Stai un pic, stai un pic. Fiți atenți, oameni buni. Candidează la primăria Capitalei, deși e constanțean jet beget. E constanțean, Salvator, scafandru. Navetist, domn director, navetist de 40 de ani, București, Constanța. Auzi, garajul, e adevărat că garajul în care a stat președintele când l-au dat aia jos, ca să-l mai pună de două ori, l-au suspendat. Garajul era la tine acasă, adică în București, dar la tine. Da, era o donație electorală, o punere la dispoziție. Deci garajul, dacă găsești, Miruna, imagini cu Nea Traian, să-i dea Dumnezeu sănătate, fostul președinte, știți când l-au dat jos românii, gata, hai să scăpăm de Nea Traian. L-au dat jos de două ori și poporul l-a pus de două ori înapoi. După ce că l-au ales de două ori președinte, l-au mai pus și după două suspendări din garajul, bravo, a lui Dorel Onaca. De ce candidezi la primăria Capitalei, Dorele? Pentru că vin să ajut, eu vin să ofer. Vin să mă ofer. Eu nu vin la primăria Capitalei ca și o rampă de lansare. Știi, nu știu dacă am observat, domn director. Toți vin să candidez la primăria Capitalei, ba să fie după care, adică rampă de lansare la primăria Capitalei. După care, după două luni, nu pleacă ba la administrația prezidială, ba la președinție, ba prim-ministru, ba mai nou, acum s-a obișnuit, e o modă de a fura, de a ciordi funcția de președinte a partidului care te-a promovat. Eu n-am nevoie de asemenea situații. Eu mă vin să mă ofer. Vin să ofer. Da, stai un pic. Candidezi din partea partidului unde ai fost secretar general, unde ai fost mâna dreaptă a lui Vadim. A lui Vadim. Adică PRM-ul. A fost prim vicepreședinte când era Vadim Tudor președinte și acum sunt președinte executiv al Partidului România Mare. Bun. Ce anume te... Ascultă-mă, Dorel, că te întreb. Ce anume te califică pentru o cursă electorală la București când tu ești constanțean, mă, Dorele? Citeam aici o chestie aici. Cu legătorul de epave, care mi-a scris-o ăsta Adrian Păunescu. Am niște treburi foarte grave cu mâna mea, coleg epave. În lumea voastră plină de eșecuri în care tot ce omenesc e frânt. Eu sunt cu legătorul de epave, eu aduc epave pe pământ. Dragul meu director, dragul meu, vin să ajut, vin să mă ofer, vin să fac treabă. Nu am nevoie, ai ști cum e, bă, toată lumea să bate în nu știu ce mari proiecte. Nu, atât de simplu. Păi pentru că de 40 de ani, vin și văd numai incompetenți, mă. Decât toată lumea a venit la trambulina București. La trambulina au venit. Ei se urcă la trambulina București. Da, domnul primar. Dacă... Eu vreau să vin să ajut. Vreau să mă ofer 4 ani de zile să mă ofer serviciile mele. Bun, stai un pic. Domnul Onaca, stați o secundă. Sunt trei lucruri esențiale. Învățământul, sănătatea și curățenia. Domnul Onaca. Atât de simplu. Stați, domnule, un pic. E o problemă foarte complicată în candidatura domnului Onaca. De ce? Candidează de la PRM, v-am arătat imagini din arhivă, o emisiune foarte tare făcută de Monica Ghiurco, dacă mi-aduc aminte, la noi la TVR cu răposatul Fiei Țărna Ușoară, Vadim Tudor. Eu te întreb așa, cum te lupți tu
cu echipa care îl susține pe doctorul care este candidat al PSD plus PNL, cum te lupți cu doctorul care este susținut de foști colegi de-ai tăi, de partid cu care ai muncit? Știi care este treaba? Treaba este în felul următor. Fiecare are șansa lui. Numai că bucureștenii de asemenea au șansa lor. Ei să se uite, se vadă. Au nevoie de un gospodar, e aici. Au nevoie de un om care se ofere serviciile bucureștenilor. Sunt aici. Așa că dacă acum momentul de ei se vor gândi la o comandă politică, nu e ușor să te bați cu mașinăria de vot a PSD-ului, a PNL-ului. Ăștia știi cum e. Dorel, dacă nu câștigi, hai să plecăm de la ideea, poți să le superi pe mine, ne știm de 30 de ani mâine, pe mine, plecăm de la ideea că n-ai să devii primar. În schimb, intri în Consiliu. Stai un pic, nu te enerva. Stai așa, fii, intri în Consiliu. Că lumea, e foarte multă lume care iubește încă PRM-ul, iubește ce a făcut Vadim, fără doar și poate. Ai să colaborezi în vreun fel cu viitorul primar? Categoric, da. Treaba este următor, că eu nu candidez la Consiliu. Eu candidez numai la primăria generală. Așa că eu nu vin aici să caut un post. Eu vin să-mi ofer serviciile. Ori primar, ori nimic. Absolut. Adică vin să-mi ofer serviciile de gospodar, de bun organizator. Și treburile sunt atât de simple încât pur și simplu, băi, toată lumea se bate în proiecte. Ce proiecte, fratele meu? Învățământ, sănătate și curățenie. Ce înseamnă învățământ? Acces, domnule, la școli. Că te duci și dimineața la prânz și seara când ies copii de la after, nu ai loc, nu ieși, ești. Toată lumea parcă e turbată. Din cauza ce? Avem poliție locală. Păi bă, băieților, ieșiți pe stradă, coordonați, ajutați-i pe oameni. Că de-aia e poliție locală. Sănătate. Băi, fratele meu, pe când e o problemă, doamne, vreau să întâmplă ceva, când, dacă intră mai mult de 4 mașini pe o poartă la un spital, și de bine de rău avem spitale private, spitale publice. Dacă ai cumva, doamne, fel să întâmplă ceva într-o... Nu, mor toți cei 4, mă, că n-au cum să intre pe poartă. Fii acolo, domne, cu... Da, avem o mică problemă, a fugit Skype-ul. S-a panicat Skype-ul și a fugit. Asta e, o să refacem legătura cu Dorel Onaca. O să deschidem și telefoanele, oameni buni. Subiectul nu este Dorel Onaca, este doar un intermezzo, pentru că Dorel Onaca este unul dintre cei mai cunoscuți salvatori, unul dintre cei mai cunoscuți din Europa, din lume. A fost în Orientul Mijlociu, a fost în Africa, a lucrat în vorba lui, din adâncurile lumii, din adâncurile oceanelor și mărilor lumii, a intrat în politică. Vreau să vă spun că este o personalitate a scafandrilor și a salvatorilor pe glob. Eu am o amiciție cu domnul Onaca de mâine până să fac 30 de ani, 93, 94, ceva de genul. Și este unul dintre apropiații lui Vadim. Chiar dacă a ajuns mâna dreaptă o lungă perioadă a președintelui României, Traian Băsescu. Iar povestea cu garajul, n-am găsit imagini încă, povestea cu garajul este absolut reală. Traian Băsescu a fost surghiunit de politicieni în garajul domnului Onaca. Am refăcut legătura, nu, Dorel? Da, da, da. E perfect. Spuneam că... Amiciția care ne leagă și faptul că nu te-ai dezis, dovadă este candidatura asta, nu te-ai dezis de istoria PRM-ului, face ca în memoria tribunului și în memoria tuturor celor care au făcut politică în Partidul România Mare. Ăsta este motivul pentru care astăzi mi-am permis să te invit și apoi ai avut eleganța să accepti. Nu facem campanie. Domnul meu, domnul director... Eu nici nu știu, mă, dacă sunt atât de naționalist pe cât de mult îmi iubesc țara. Și problema este în felul următor, că Partidul România Mare, care renaște, acum, spun sincer, eu am venit în Partidul România, am revenit acasă, după telefoanele multiple primite de la foștii colegi.
și de la fostul viceprimar al Capitalei, Victor Iovici, președintele Partidului România Mare. Ce sentiment, Dorele, ce sentiment te-a încercat când ai văzut-o pe fica, pe Lidia, pe fica răposatului? Nu am văzut-o. Nu știi ce vreau să te întreb. Când ai văzut-o plecând ca să-și continue munca tatălui ei, muncă pe care n-a dus-o când trăia Vadim nicio secundă, o să te și întreb dacă a contribuit la ce... N-a contribuit la nimic. Nu, dar când s-a dus și a ales aurul în loc să rămână alături de echipa în care, pe care a construit-o tatăl ei, mă refer la România Mare. Echipa pe care n-a ajutat-o nicio secundă. Nu comentez. Niște copii mici, nu comentez. Deci nu merită, mă. Spiritul e aici. Spiritul Vadim Tudor este aici, în Partidul România Mare. Și să spun de ce, mă. Pentru că ăsta e partidul patrioților adevărat, patrioța a românilor care sunt mândri, mă, dragul meu, spun așa pentru că te iubesc și îți iubesc familia, sunt mândri că sunt cetățeni a unei comunități tinere și puternice cum e comunitatea europeană. Sunt mândri că sunt membri a unei alianțe, mândri a unei țări care e membra unei alianțe militare cea mai mare din lume, NATO. Iarăși faptul că eu văd acum anumite partide, faptul că eu văd că acum anumite partide își reneagă cei 30 de ani pe care noi, cu toții, am luptat de a fi în Uniunea Europeană, de a fi în NATO, ăștia nu sunt patrioți. Ăștia sunt vopsiți. Nu se poate. Patriot este ăla care își iubește țara, iubește aproapele, iubește ce a făcut istoria frumoasă și aproape și apropiată, mă refer la cea modernă pe care o trăim cu toți. Am înțeles. Dragul meu, domn director, să știi un lucru, că a fi patriot, a simți românește, nimeni nu știe mai mult ce înseamnă dragostea de țară decât cel care e plecat de acasă. În momentul în care ai plecat de acasă și stai peste tot și te sacrifici, pentru că pleacă unul din familie să trimite bănuți la alți 10 de acasă. Ăla plânge când aude Radio România Actualități pe radiourile de oriunde ar fi din lume. Lucru pe care l-am făcut și eu. Eram la Casablanca, eram șeful la Spalmas, eram șeful scafandrului de luptă acolo și aveam un Milkov din ăsta, așa, albastru. Din Radio România Actualități. Știi că era duminică dimineața, viața satului. Păi stăteam, ne adunam toți ca niște copii, ca niște boboci de rață și ne dădeau lacrimi. Dorele, ți-ai făcut vreodată calculul în viața ta de profesionist în al adâncurilor câte vieți ai salvat în anii în care ai fost activ? 675 de vieți aduse acasă, 423 de morți aduse acasă și salvate, atenție, 429 de nave, dintre care 211 erau românești, sub pavilion românesc. La câte acțiuni, Dorele, la câte acțiuni speciale, ca să nu spun militare, la câte acțiuni speciale ai participat alături de militari străini în apele mărilor și oceanelor lumii? Păi spun, Alger, Nigeria, trupele Atalanta, Yemen, Somalia, Mogadishu, Djibouti, Bangladesh. Iarăși un lucru de exemplu, cu trupele Atalanta, cu cei din Am înțeles. Lista ar dura foarte mult. N-am să te pun în situația delicată să te întreb cum vezi relația cu președintele Traian Băsescu și cum vezi relația cu președintele Vadim Tudor, fie țărna ușoară, da? Pentru că ar fi inelegant. Dar te întreb așa, care e cel mai frumos...
stai puțin, nu, Dorel, Dorel. Ei au stat la masă împreună. Eu i-am adus de multe ori la masă împreună pe Vadim și pe Traian Băsescu. Așa și este, corect. Da. Întrebare, întrebare, întrebare. Dorel, Dorel, care este lucru care te leagă, te-a legat cel mai tare, cel mai frumos de Vadim Tudor și care este lucru care te leagă și te-a legat cel mai frumos de Traian Băsescu? Amândoi sunt buni români. Amândoi sunt buni români. Președintele Traian Băsescu are pavilionul în inimă și în fiecare dimineață împidea ridicat pe Qatar, iarăși Vadim Tudor avea de apel României în cuget și simțire. Doi oameni, cum e, uite aici, l-am pe Adrian Păunescu, da? Dorel Onaca, dăm un gol de sprijin. Din grohăitul infernal al mării, cu mâna mea o muzică ridic, e imnul îndrăznelii în furtună și argument că nu sunt un nimic. Furtunile mă pot zdrobi de țărvă, pot fi și eu mărunt între mărunți, dar când e timpul să mă arăt curajul, eu duc în brațe nave până în munți. Scafandru, în infernul vostru zilnic, nici nu mă plâng și nici n-aș regreta, de-ar fi să mor reinvind de pave, eu însumi, ca epavă în marea mea. Mulțumesc și mult! Din partea, mă apără arhanghelii călări, diminuez eșecurile voastre oficiind în templul Sfintei Mări. Din mine însumi sângele mă apasă prin alge, prin râguri, prin meduze și guvizi, sau de lângă nava eșuată un vuiet ca de codri invalizi. Îmi fac aici în ape meseria, reproșul nu mă pot contamina. Deși sunteți lejer la suprafață, din ce ratați, eu mai salvez ceva. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Dorele. Dorel. Raghete și planete îți răspund, iar eu prefer să îmbrățișez adâncul și bucuria zborului profund. Iar dacă n-aș culege eu epave și nu vi le-aș aduce înapoi, după un timp pe mări și pe oceane, n-ar mai fi loc pentru corăbii noi. Am venit să mă ofer, dragule. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ani de zile să mă ofer serviciile mele, 4 ani de zile. Și dacă nu o să le placă, atunci... Mulțumesc mult, Dorel. Ne vom revedea. Mulțumesc mult de tot. Oameni buni, în exclusivitate, Dorel Onaca, unul dintre cei mai cunoscuți salvatori care nu a contenit toată viața lui, profesional vorbind, cum v-a spus, să salveze oameni, să scoată la suprafață pe cei căzuți la datorie sau să salveze nave. Acum candidează la primăria Capitalei. Mă bucur că am avut șansa să fiu primul gazetar care îi ia un interviu și, credeți-mă, n-are nicio conotație electorală. Dorel Onaca n-are nevoie de campanie electorală. Pur și simplu, el este un brand. Este Dorel Onaca. Așa cum în medicina Bucureștiului doctorul Cârstoiu este un brand, așa cum în matematica românească domnul Nicușor Dan este un brand, de două ori câștigător al lui, dar poate da și imagini regia, mersi mult la tot, să-l vadă. Acesta este Nicușor Dan, de două ori câștigător, cel puțin după știința mea, al câștigător al Olimpiadei Internaționale de Matematică, o valoare, fără doar și poate. Și cum Piedone, pe care o să-l vedeți și pe el imediat în ecran, este și el un brand. Uitați-l. E adevărat, o să zicem noi că suntem tendențioși. Poate nu. Bă, poate așa este. Poate primăria Bucureștiului, capitala europeană, așa își dorește. Poate că atunci când spunem vrem o țară ca afară, acestea sunt imaginile. M-a ajutat Dumnezeu și Măicuța Domnului să văd și eu cum e afară. Nu mi-am imaginat un primar de la Viena, de la Paris, de la Budapesta sau de la Madrid mâncând pe hârtie și să îngenuncheze muncitorii în fața lui pe șantiere. Nu mi-am imaginat. A imaginile cu acordeonul și cu usturoiul. Hai să le dăm un pic cu sunet. O să vedeți imagini pe care eu le dau de drag. Au conotație electorală? Da. Pentru că este candidat la primăria Capitalei Popescu Piedone. Hai să-l ascultați un pic cu totul de aur. N-are nicio legătură cu Simion de aur. Că nu mai poți să spui de aur. În România că se duce lumea cu gândul la George Simion.
domnul Sorin să nu mai stea în cadrul meu. Ia uite. O să curățăm Dâmbovița. Da, cu trapă. Păi nu, de la unii încolo știu că există. Dar îmi face până în față. Tot am promis, tot au făcut, până au ajuns, au uitat. Așa. Sloganul vrem o țară ca afară. Abia văzând imaginile acestea, când am auzit tinerii IT-ști, știți că suntem una dintre cele mai valoroase țări pe planetă la capitolul IT. Tinerii noștri sunt extrem de valoroși. Când i-am auzit strigând vrem o țară ca afară, acum nu pricepeam, nu vedeam, nu aveam imaginea corectă pentru pentru acea strigare. Acum o am. Aceasta este. O vedeți pe ecran. Să țineți minte, stimați telespectatori, când spunem vrem o țară ca afară, avem și imagini pentru a ilustra acest deziderat. Bună ziua, domnule Benoni Ardelean. Bucur să vă aud. Mă bucur foarte tare, Beni, că ești alături de noi. Unul dintre cei mai remarcabili, zic eu, politicieni din Banat, Benoni Ardelean. Te-am deranjat. Știu că ai puțin timp la dispoziție și într-o acțiune foarte importantă. Îți mulțumim în numele celor de acasă că ți-ai răpit un pic de timp. Chiar și pe telefon. Te întreb. Cum vezi, Beni, campania electorală care legal, mă rog, n-a început, dar este în plină desfășurare, cutiile poștale în toate blocurile din capitală sunt pline, toate marile artere ale capitalei, nu știu cum e la voi în Banat, în Timișoara, dar la București e plin peste tot, liberalii, PSD-iștii, USR-ul, AUR-ul, toată lumea. Întrebare, cum vezi campania asta electorală în care este o tragedie, nu știu dacă a jucat golf președintele, dacă a jucat golf în weekend, dar a fost o tragedie în presă cum se joace golf. Nu știu dacă e normal să l-au criticat unii pe piedone că mănâncă pe jos și îngenochează muncitorii în fața lui pe șantiere, nu știu dacă e normal. Nu știu dacă e normal să mergi să te plimbi cu copilul într-un parc sau să mergi la un târg cum a mers doctorul Cârstoiu, a mers la un târg unde mulți producătorii de mâncare tradițională, de bunuri de astea, de bunătăți tradiționale, a fost criticat că de ce merge acolo, că nu e bine. Cum e campania asta electorală? Cum o vezi? Că nu ești venit ieri. Ești în politica mare de foarte mult timp. La fel cum dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai experimentați și mai vechi jurnaliști din România și politicieni, într-o oarecare măsură, ați văzut la viața noastră foarte mulți din 90 încoace, ați prins cam pe toți. Jocul politic întotdeauna necesită de foarte multe ori și foarte mult știu chestiunea respectivă, necesită și chestiuni mai anormale, tocmai pentru ca acești oameni să poată ieși în evidență. Fiindcă dacă mergi la televiziune și spui chestiuni foarte normale, în primul rând cade ratingul, adică nu-ți mai face rating. Când s-a căzut ratingul, nu mai ai publicitate. Nu mai ai publicitate, normal că trebuie să-l scoți pe afară, să-l bași pe altul. Exact așa e și în zona politică. În zona politică, deși anumite acțiuni, unele dintre ele par hilare și duc în zona de șoc, tocmai aceste acțiuni de șoc contează și atrag atenția electoratului. Anul acesta ce se întâmplă pe scena publică sau pe zona politică, dar și în zona de mass media, care reflectă oarecum ceea ce se întâmplă în zona politică, va fi sub cheia aceasta și sub nota aceasta alegerilor și sub cheia aceasta electorală. Bineînțeles că tot ceea ce se întâmplă în acest moment este calibrat, este discutat, dar bineînțeles că sunt și chestiuni care probabil scapă de sub controlul și sub scrutinul celor care au o anumită strategie și intră, să zic așa, în aria de decizii individuale și de chestiuni pe care unii și alții le fac tocmai pentru a-și ridica lor cota de notorietate și de încredere. Eu ceea ce cred este că va fi un an interesant, va fi un an cu foarte multe necunoscute. Va fi un an în care diverse chestiuni pe care le credeam posibile o să fie imposibile, lucruri pe care le credeam imposibile, iată că din ce în ce mai multe le vedem ca fiind posibile, diverse persoane care spuneai niciodată, iată că vin din nou în prim plan și vin cu o anvergură foarte mare politică. Ce înseamnă pentru noi asta, domnul deputat? Beni, dragă, ce înseamnă pentru tine candidatura
profesorului dr. Cătălin Cârstoiu la Primăria Capitalei. O soluție de avarie de ultim moment, o soluție bine chipzuită de către PSD și PNL, sau soluția care să-l contracareze pe, pentru că nu văd bătălia din punct de vedere al, cum se cheamă, al profilului ca om, nu? Mă rog, poate și cu Piedone, dar este o contracarare a actualului primar. Care e mecanismul pe care îl vezi afistat din punctul tău de vedere, bănățean autentic, dar și politician valoros în echipa de la București? Te întreb, care a fost mecanismul care l-a propulsat, după părerea ta, pe medicul Cârstoiu, pe profesorul Cârstoiu, în cursa pentru Primăria Capitalei? O să vă spun o chestie care probabil o să vă șocheze. Din punct de vedere politic, o astfel de candidatură pe ultima sută de metri, adică cu două luni înainte de ziua finală, nu la Cucuieții de Deal, nu la prima localitate lângă București, ci chiar în București, unde ai o populație de 2,5 milioane de locuitori, aducând o persoană care probabil este un medic extraordinar, este o personalitate în sfera medicală, este un chirurg cunoscut și așa mai departe, dar care, mă rog, este cunoscut în sfera lui de activitate, nu la publicul larg. Mulți dintre noi am aflat de domnia sa în momentul în care numele lui a ieșit în vileag. Dar până atunci n-am știut cine este acest doctor, n-am avut, mă feri Dumnezeu, de doctor și n-am prea avut interacțiune cu zona medicală. Să aduci un astfel de om și să vii și să spui candidează și cu șanse de câștig, rațiunea politică aici dă kicks. Adică nu poți să mergi pe rațiunea politică. Poți însă să mergi pe o rațiune de profil și poți să mergi pe o rațiune de înțelegeri care probabil nu avem toate datele concrete într-un astfel de moment, în care să vedem care este de fapt desfășurătorul acestui demers politic ambițios, care este un demers politic ambițios, dar care s-ar putea să aibă câștig în ultima instanță. Vă spun de ce s-ar putea să aibă câștig în ultima instanță și chiar cred în șansa domniei sale de a câștiga, tocmai datorită faptului că este o ruptură de ritm. Ruptură de ritm în diverse sfere, nu doar în politică, sunt deseori cărți câștigătoare, pentru că lumea se așteaptă la altceva. Ei, acel altceva poate să fie doctorul candidat la București. Ultima întrebare, Beni. Mai mult decât atât, o singură frază mai spun și închid povestea respectivă. Mai mult decât atâta, eu cred că astăzi, prin capacitățile mediatice care sunt la dispoziția partidelor, notorietatea unui individu pot ridica foarte rapid comparativ cu ce era când ați candidat dumneavoastră, când am candidat eu acum 15 ani, 16 ani în urmă, prima dată când aveai nevoie de un efort foarte mare ca să aduci notorietate. Fără doar și poate. Întrebare. Dacă ai fi bucureștean și ai merge la tine în circumscripția electorală de care aparține în capitală, tu ești timișorean, l-ai vota pe Cârstoiu? Da, din ceea ce e opțiunea publică astăzi la zi, da, dintre cei trei posibil candidat. Și aici mă refer la Nicușor Dan, care este haotic total și un besmeticist, care eu nu l-am văzut așa ceva și, mă rog, tipic pentru mulți alți primari din țară, inclusiv cel de la Timișoara, vis-a-vis de Piedone, care, mă rog, din punctul meu de vedere, și am spus-o public și nu mă feresc să o spun, Piedone face anumite acțiuni care țin de golăneala publică, ok? Mâncăm ouă de pe asfalt, prăjim nu mai știu ce acolo, mergem cu berea după noi. Adică chestia asta ține un anumit public. Dar oamenii care totuși au o anumită pregătire, o anumită școală, anumite așteptări de la cei care conduc și care cât de cât am fost în zona academică, știm ce înseamnă, să zic așa, să ai o carte, să citești și așa mai departe, nu achesează la astfel de golănări publice. Mulțumesc mult! În exclusivitate a fost deputatul PNL Bănănui Ardelean. Luăm publicitate un minut, două, trei, patru și revenim. Telefoanele vor fi deschise pentru a dialoga cu cel mai important invitat al emisiunii, telespectatorul TVR3.
Da, ne-am întors, oameni buni, în direct. Avem o provocare, un carton provocare, cum se spune, test TVR3. Nu e chiar test, că m-a întrebat cineva de la... din, cum se cheamă, din proximitatea CNA-ului, dacă noi dăm teste și dacă avem criterii. Nu e, domne, e un test așa gazetăresc. Nu luați ad literam. Test TVR3. De ce pleacă? Băi, e foarte tare întrebarea. Nu că am scris-o eu, dar e foarte tare. Mă, de ce pleacă primarii de la un partid la altul în aceeași alianță? Că am obosit. Când auzi, PSD-ul ia 10 primari de la PNL, PNL-ul ia 2, cam asta, 3 de la PSD. Cam asta e proporția. Ciudat. Căci PSD și PNL ne spun nouă, prostimii, că vor să guverneze măcar încă 4 ani. Mă, pare, nu știu dacă e adevărat, pare, că domnul Ciolacu, să dai niște imagini cu domnul Ciolacu și cu domnul Ciucă, Miruna, pare că domnul Ciolacu și ai lui, adică PSD-iștii, se pregătesc de un război pe viață și pe moarte pentru Palatul Cotroceni cu Ciucă și cu restul, cu ceilalți. Cum comentați? Adică, fiți atenți, dați cartonul la ferestre ca să vorbim, să știe lumea cine grește. Stimați telespectatori, dați cartonul la ferestre, așa. Stimați telespectatori, se presupune că într-o familie... Mă, ce familie, mă? În politică nu există familie. Băi, oameni buni, ne guvernează o alianță PSD-PNL? Da. Sau jurat ei public că vor ca măcar încă 4 ani să guverneze? Da. Merg pe listă, băi oameni buni, merg pe listă comună la Bruxelles, candidează pe listă comună la europarlamentare? Da. Au candidat comun? Uitați-l în spate acolo, așa, uitați-l, candidatul comun. Dați-l, mă, să-l vadă lumea, mă, apăsați pe buton, ce-i așa com... Nu, mă, voi sunteți cu mine sau faceți altă emisiune? Candidatul comun îl aveți în imagini. Miruna, ești atentă puțin la emisiunea asta, te rog eu mult? Păi, dacă vorbeam de 3 minute de candidatul comun și nu-l vedeam, unde, la ce ești atentă? Deci, candidat comun au, da, doctorul Cârstoiu. Toate lucrurile par a fi într-o alianță. Numai că în fiecare zi, Miruna a selectat și o să vă dea știri, mă, primarii de la un partid pleacă la altul. Ce le promite PSD-ul de pleacă de la PNL? Am văzut un filmuleț, ai filmulețul cu ea de la PNL Gorj? Ai filmul? A, ok. Bă, vă aduceți aminte cel mai tare. Cel mai tare. Nu vreau să-l cataloghez. Vă las pe voi să catalogați. Niște primari, 5 odată sau 4, 5, nici nu mai știu, s-au dus la liderul PNL Gorj și au trecut de la PSD la PNL. Pe urmă, PSD-ul a luat 20 de primari. Pe urmă, PNL-ul a mai luat și el 3-4 primari. Pe urmă, i-au mai luat 20 de primari. Întrebare. Pentru cei de acasă. Mai dă o dată cartonul pe post. Pentru cei de acasă, oameni buni, uitați cartonachele ăsta, provocarea. Mă, de ce pleacă în aceeași alianță dacă nu se pregătesc de război? Că dacă se pregătesc de război, adică dacă domnul Ciolacu vrea să ia Luciucă primarii, mă rog, și Ciucă ia primar de la Ciolacu, dar mai puțin. Deci dacă domnul Ciolacu, domnul prim-ministru, ia de la PNL, de la domnul președinte al Senatului, primari, înseamnă că se pregătește ca în toamnă să se despartă și să candideze împotriva lui Ciucă sau Ciucă împotriva lui Ciolacu la Cotroceni. E, aia da. Abia atunci avem o țară ca afară. O alianță care... Vă țineți aminte că am mai fost prostiți odată? Maxim. Era o alianță PSD, tot PSD, cu PDL. Cu ai lui Băsescu. Bă, frate, și alianța aia în 2009, uite așa erau ca frații, ieșeau la televizor. Băi, popor român, cum suntem noi aliați, ăștia lui Joană, cu ăia a lui Traian Băsescu. Bă, dar s-a întrebat lumea, pe urmă. Bine, mă, și eu cum candidez, zicea Joană, dacă sunt cu cozile înnodate, PSD-iștii mei, cu oia ai lui Traian Băsescu, cum mai candidez eu la prezidențiale ca să devin președinte pentru o noapte? Mihaela Dragostea, mi-a băuciți aminte. A, știu cum. Bineînțeles. Bă, ne certăm cu ei. Mi-aduc aminte cu Dan Nica, cu niște autobuze. Ne-au prostit perfect. Ne-am uitat că am mutat la barieră, tot neamul. Ia uite, bă, alianța s-a ales praful de ea. Bineînțeles că s-a alegea praful de ea. De ce? Pentru că trebuiau să candideze amândoi. Și domnul președinte Băsescu și domnul președinte Joană. A câștigat domnul Băsescu. Vă aduceți aminte alianța tot PSD, de data asta cu PNL-ul,
Cum îl cheamă? Victor Ponta. Victor Ponta cu... Victor Ponta cu... Crin Antonescu. Exact. Au stat de vorbă, au ieșit și ne-au spus nouă prostimii. Dom'le, uite cum facem. Ponta o să fie premier, că îl susține Crin Antonescu, pe care îl salut cu tot respectul. Și după aceea o să devină Crin Antonescu președinte, că îl susține Ponta. Bă, Ponta a ajuns premier. Iar Crin Antonescu a trebuit să plece din țară. De ce? Pentru că gurile rele, eu nu cred cum să facă Victor Viorel așa ceva. Bă, că l-au lucrat. Și l-au pus pe fărași și l-au pus pe cursă. Pe cine? Pe Crin Antonescu. De unde? Din alianță. Cu cine? Cu PSD-ul. Bă, am dat două exemple. Acum, dacă și a treia oară e la fel, înseamnă că ne merităm, absolut ne merităm soarta. Dar s-ar putea să fiu eu în eroare. Adică, în ce eroare să fiu când... Băi, Miruna, când ai știri de alea cu primarii? Dă-mă și tu niște știri, că nu mă crede lumea că pleacă primarii de la PNL la PSD. Mine pleacă și de la AUR la PNL. Pleacă și de la USR la PNL. Pleacă și de la PNL la PSD sau invers. Uitați-vă. A mea n-a nicio legătură asta, nu, nicio legătură n-are. Eu spun să dea știri cu primarii, ea dă știri cu cursul. E perfect, o să-mi dea lumea telefon să nu mai cert echipa. Eu vorbeam de primari, nu de studiu curs pe care l-aveți pe ecran. Nu știți nimic ce vedeți aici, că n-am vorbit despre el. Bine, oameni buni, deschidem telefoanele, o să discutăm și despre ultimul sondaj curs în ora a doua, adică după publicitate. Deschidem telefoanele și provocarea este cea pe care v-am formulat-o. Hai înainte să deschidem telefoanele să vedem cel mai interesant. Bă, bă, nu-l cataloghez ca să nu mă duc la CNA și nici la tribunal. Vă dați seama ce vorbe aș avea despre filmulețul care urmează. Dați-l ăla cu PNL-ul. Bună ziua, domnule președinte. Am venit să mă alătur echipei dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru încredere, domnule primar. Am decis acest lucru împreună cu toată echipa PSD Prigoria. Hai la treabă. Vă salut, domnule președinte, sunt aici pentru a continua alături de echipa PNL Gorj. Vă așteptam de mult acasă. Urdărenii mei v-au susținut de fiecare dată. Eu nu pot decât să le respect decizia lor. Vă mulțumesc, hai la treabă. Domnule președinte, atât eu și locuitorii Comunei Iunești vă respectăm prea mult ca să putem face parte din altă echipă. Domnule primar, cu dumneavoastră în echipa PNL Gorj, locuitorii Comunei Ionești au garanția că localitatea se îndreaptă în direcția bună. Hai la treabă! Hai la treabă! Domnule președinte, cred că este momentul și Bolboșu să vină alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule primar. Tot timpul am avut o relație specială cu oamenii din Bolboș. Hai la treabă! Hai la treabă! Gata cu surprizele pentru astăzi. Continuăm în perioada următoare. Hai la PNL, hai la treabă! Ce aș putea să comentez și să nu mă duc la CNA să mă amendeze? Sau la tribunal? Ce? Spuneți voi ce cuvinte aș putea spune după materialul ăsta care cuvinte să nu mă ducă direct, direct într-o cercetare fie la Consiliul Național al Audiovizualului, fie la tribunal. Bine, continuă exodul din PNL Iași. Plecări importante spre PSD. Nu mă, știrea de dinainte. Bă, m-am așezat aici. Bă, dar câtă inspirație. Bă. Vreau să citesc știrea de dinainte. N-ai cum. Na, asta era știrea. Avem și video. Demisii în bloc din AUR, Piatra Neamț. Membrii filialei acuză că li s-a impus de la centru candidatul pentru primărie, care a mai trecut prin două partide. Ce spune șeful partidului extremist? Eu nu sunt de acord cu asta, cu extremismul. Mulțumim cu colegii de la G4 Media. Asta e știrea. Vă spun un lucru pe care îl spun pentru că îl știu foarte bine. George Simion, liderul partidului, refuză, din ce am înțeles de la domnia sa, l-am văzut într-o emisiune la televizor, n-am văzut în direct, am văzut înregistrarea, într-o emisiune la Realitatea, cred. Mă rog, la o televiziune de știri, în care spunea, da, nu le fac filiale AUR-ului, nu le dau puterea în teritoriu, o țin eu ca să știu eu ce și cum. Au mai fost partide, unele chiar pe mâna unor interlopi, nu e cazul AUR-ului, care au procedat aproape la fel. Repet, n-are nicio legătură cuvântul interlop cu AUR. Dar au fost partide în istoria recentă, conduse
sau care au intrat pe mâna unor interlopi politici, politici, nu interlop de rând, și care au procedat la fel. N-au făcut filiale în teritoriu și s-au ales praful. Bă, praful și pulberea. Eu nu cred că aici se va alege chiar praful, dar cert este că demisia celor de la Piatra Neamț este pentru că ei au muncit, așa spun oamenii. Avem și informații nu de la G4 Media, din piață, cum se spune, oameni care au tras de le-au sărit ochii pentru AUR, care au făcut ca AUR-ul să devină partid parlamentar și acum sunt înlocuiți cu oameni care au trecut prin 2-3 partide. Așa spun oamenii și pleacă din AUR. Bună seara, sunteți în direct. Seara, dar alo. Da, Elisabeta. Așa, stimate domn, mai întâi de toate mă refer la prima declarație și la prima care ați transmis-o când ați deschis postul. Cred că românii au început să se trezească, în primul rând. Al doilea, că acest candidat care se oferă, el, singur, după o muncă și după niște rezultate pe care nimeni din țara asta nu le-a mai avut, ca să ni le arate cu adevărat, este, după mine, cel mai bun primar, mai ales la o capitală ca România. Cel mai bun. Dar mă abțin. Deci, pentru mine, dânsul este, Onaca este cel care a avut curajul de unul singur, care vine că este un om cu un caracter de neconceput, nu are teamă de nimic, e curajos, este tânăr, este puternic. Da, doamnă, am înțeles, calități. Vă referiți la Dorel Onaca. Absolut. Da, bine, absolut. Putem discuta despre tema pe care v-am propus-o, dacă vreți? Exact. Asta. De ce pleacă, după părerea dumneavoastră, de ce pleacă primarii de la PSD la PNL sau pentru invers, că, când ei pentru, sunt în alianță? Pentru că nu au niciun motiv de să explice oamenilor care gândesc, ci ei pur și simplu își plătesc niște subalterni pe care îi are colo sau colo pentru ca să fie pe lista asta. Iar intrarea lor la un partid care este în alianță cu celălalt este, după mine, este așa o trădare cum n-am mai auzit. Este o conduită care arată cel mai infect caracter al unui om. Mulțumesc mult de tot pentru telefon. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Tudor. Acest traseism politic nu se poate să fie oprit pentru că e ilegal. Deci nu poate să-i oprească nimeni să se mute de la unul la altul. În legătură cu declarația domnului Drule, cu averea domnului Cârstoiu... Nu știu despre ce vă referiți. Ba da, a fost o declarație azi a domnului Drule cu averea domnului Cârstoiu. I-aș recomanda domnului Drule și toți useriștilor să-și verifice averile lor care le-au fost date la televizor de când au intrat în politică, s-au înzecit, așa că să lase ciocul mai mic. Da, mulțumesc mult, Alex, pentru telefon. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Da, Bogdan, salut. Bună seara, domnule. Nu te aud deloc, Bogdan. Bună seara, domnule Barbu. Bună seara. În legătură cu această campanie electorală și cu tot ceea ce e prezentat de dumneavoastră, nu știu, dar simt că retrăiesc din 4-4 ani operele lui Caragiale. De fiecare dată încep să vină oamenii din cinci mai slabi, ca să zic așa, și vremurile sunt din cinci mai grele, așa cum bine spunea un proverb arab. Da, Bogdan, dacă facem literatură, dacă ne apucăm de beletristică, n-ajungem nicăieri. Eu te-am întrebat ce va scrie pe ecran. Miruna o să dea știri cu plecările de colo-colo, iar eu te-am întrebat, de ce pleacă primarii de la un partid cum e PSD la ălalt, cum e PNL, sau invers în aceeași alianță? Asta era întrebarea. Din cauza propriului interes, pur și simplu. Mulțumesc mult, Bogdan. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Să trăiți, domnul Barbu. Bună seara, Florian. Nu pot să mă abțin, vă rog să mă iertați și să mă scuzați că m-a luat râsul. Pe prima dată când intervin la dumneavoastră, ia eu ce ne iau în spate. Să faci un asemenea program, cioc-cioc, poftiți, bine. Băi, frate! Florian, te rog eu, Florian, lasă-mă neamendat, te rog eu, lasă-mă! Mă cheamă pe urmă că de ce te-am lăsat, că nu, te rog eu, lasă, atâta, cioc-cioc, poftiți la treabă, ia uite-i. Hai zis, o luăm asta. Bine, hai să devenim serioși. Gata. De ce pleacă primarii de la PSD la PNL și mai ales de la PNL la PSD într-o alianță, că n-are logică? Asta înseamnă că ei să pregătesc domnul Ciolacu și PSD-ul să se
să se lupte în toamnă pentru Cotroceni cu Ciucă și cu liberalii, mă gândesc. Da. Cum da? Voi încerca să vă răspund metaforic, pentru că e mai convenabil pentru mine. Ia zi. Dumneavoastră îl cunoașteți mai bine, că v-ați schimbat în lung și în lat și sunteți un om aerisit. Ați văzut la o fermă de creștere a porcilor, să zice la Contin. Eu am avut privilegiul să ajung la Contin și am văzut ce se întâmplă. Când iei porcii și bagi la îngrășare, îi pui în țarcuri și le pui la troc să mănânce. Și ăștia se numesc groștei, între 40 și 50 de chile. Când s-a terminat mâncarea la un troc, merg la altul. Da, da, e, nu, o secundă. Nu, no. Bă, știrea asta n-avem voie să o dăm pe post, mă. Băi, nu pot să fac emisiunea așa, jur. Da, hai, spune tu, mă, că n-are rost. Gata, am tăcut, nu mai scot o vorbă, să facă fiecare ce vrea. Avem două emisiuni. Una făcută în regie și una făcută în platou. Suntem singura care facem două emisiuni într-una singură. Da, scuză-mă, zi. V-am spărat cu ceva? Nu, mă, nu, n-ai, tu n-ai cum. Da, da. E... Domnul Barbu, e complicat să știți, pentru că... Uite, haideți să vă mai dau alt exemplu, că n-am ce să fac, mă leg de televizor. În fiecare seară se recalculează pensiile. În fiecare seară se vorbește despre... No, mă pui să te opresc pentru că altfel îi trebuie să-i lăsăm pe toți să facă ce analiză doresc. Eu te-am întrebat așa, dacă vrei să-mi răspunzi. De ce crezi tu că pleacă în aceeași alianță primari de la PSD la PNL și mai ales de la PNL la PSD? Care e dedesubtul acestei plecări? Că în mod normal, ei fiind în alianță, n-ar trebui. Ar trebui fiecare să stea în partidul lui și împreună să facă europarlamentarele, să facă localele, să facă guvernul și apoi președintele României. Domnul Barbu, dacă vă spune ceva, poate îmi spuneți că am luat o razna. Jocurile sunt făcute pentru prezidențiale, pentru europarlamentare și pentru locale și pentru toate. De ce se permite treaba asta? Pentru că ei sunt de acord, ei au dat girul. Lor le convine domnul Barbu. Adică nu-ți trebuie multă carte să nu faci SNSP sau să faci teologia sau să faci facultatea de hoți. Ei sunt acolo și au dat, ei au dat acordul. Ei au dat girul. Deci nu-ți trebuie să termini clasa, să înțelegi. Te uiți la om și miroși și la dulmeci. Oamenii ăștia nu gândesc decât din 4 în 4 ani. Cum să facem să mai fim o dată? Ultima întrebare și ne despărțim. Și te mai aștept în emisiune, că îmi place cum vorbești. Crezi că la prezidențiale vor fi contracandidați domnul Ciolacu și domnul Ciucă? Vă spun la o cafea că e mai confidențial, dar așa public nu pot să spun. Foarte tare! Bine, mersi mult de tot. Vorbesc serios. Eu nu știu unde am putea să ne cunoaștem, să bem o cafea, dar tu știi de unde să mă iei, calea Dorobanților, 191 București. Mersi mult de tot. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Da, Elena, te ascult. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Vreau să vorbesc câteva minute, dacă vreți să mi le dați aceste câteva minute. Păi nu vrei să încep direct ca să vedem? Da, tocmai asta vreau să spun. Traseismul ăsta nu e de acum, să știți, e de multă vreme. Păi da, dar acum e mai nou că e în aceeași alianță, doamna, distinsă doamnă. Cred fiecare că acolo o să fie ceva mai bine decât unde au fost. Bănuiesc. Sau probabil că sunt și alte chestii mai... A, bravo, mă, asta, da, m-am gândit eu că zice chestii, dar nu vreți să ne spuneți ce chestii ar putea fi, că nu, mie nu-mi trece prin cap. Păi probabil că li se promite că vor fi, vor avea, știu eu ce... Perfect! Mulțumim mult, Elena, ne-a iluminat. În sfârșit, telefonul care... Cât mai avem până la publicitate? Da, cât mai avem până la publicitate? 30 de secunde, stimați telespectatori, înainte să ne ducem în pauza publicitară și să ne întoarcem după aia la telefoanele cu voi. Acum, dă și tu 10 secunde sondajul ăla ca să vadă lumea. O să împărțim ecranul în două, spun așa ca să nu avem vorbe la proces, și o să dăm într-o parte localele și într-o parte europarlamentarele, așa cum le prezintă ca rezultate sondajul Curs. Atenție!
imediat după publicitate, ultimul sondaj, cel mai cald. Miroase a pâine scoasă din cuptor. Deci, după publicitate, sondajul curs și continuăm telefoanele.
ne-am întors în direct, așa cum v-am promis, așa facem, trecem repede în revistă alegerile europarlamentare. Atenție mare, stimați telespectatori, sondajul este făcut de curs, 1000 și ceva de intervievați, plus minus 3%, știți regulile jocului, da? Alegerile europarlamentare, cu ce partid ați votat dacă ar fi mâine, dacă ar fi duminica viitoare alegeri? Coaliția PSD-PNL, 53%. Alianța Dreapta Unită, adică USR, PMP și Forța Dreptei, FD, 14%. Alianța pentru Uniunea Românilor, pardon, AUR, 14%. E la egalitate cu Alianța, dar nu înțeleg de ce i-a pus pe locul 2 pe aia de la Alianța Dreapta Unită. Mă rog, sunt la egalitate. Ex equo. SOS România, doamna Șoșoacă, zice acest sondaj că face pragul electoral 5% la egalitate cu Uniunea Democrată a maghiarilor din România, iar Partidul Umanist Social Liberal, adică Piedone, că partidul ăla nu există decât prin Piedone, 4%. Aici și-a ne mutăm, iată, aici și-a avem rezultatul acelui sondaj curs, dar la alegerile locale, adică acolo este vorba de europarlamentare, eurodeputați, aici e vorba de primari, mă rog, consilieri și așa mai departe. Pe locul întâi PSD, PNL, pardon, stop joc. Pe locul întâi PSD doar, fără PNL, 35%. Pe locul 2, Partidul Național Liberal, 21%. Pe locul 3, AUR, 13% la egalitate cu Forța Dreptei, cu Alianța Dreapta Unită. UDMR-ul 5%, partidul doamnei Șoșoacă nu face pragul electoral, PUSL nu face pragul și așa mai departe. O să le vedeți și în ferestre ca să aveți o imagine, uitați-vă, deci în stânga imaginii, cum vă uitați dumneavoastră la televizor, sunt rezultatele acestui sondaj curs la locale, adică pentru primării, în dreapta la europarlamentare. Pe locurile 1, 2 și 3, în ambele sondaje, sunt favoriții cunoscuți, PNL, PSD și AUR, iar pe locul 4, la egalitate cu AUR-ul, și într-unul și în celălalt, este Alianța Dreapta Unită. Deci bătălie mare se pare pentru locul 3, adică între AUR și USR. Continuăm discuția pe care v-am provocat să o avem și mă bucur că vreți să o avem. Văd câte telefoane sună. De ce pleacă primarii de la PNL la PSD sau mai rar, dar și de la PSD la PNL în cadrul aceleiași alianțe, de vreme ce alianța ne-a spus că își dorește, ne-a spus prin vocea celor doi președinți, domnii Ciolacu și Ciucă, că vor să guverneze măcar 4 ani împreună, că vor stabilitate. Vă aduceți aminte când spunea Marcel Ciolacu, băi frate, stabilitatea este, păi dacă noi nu vrem stabilitate, nu vrea nimeni. Domnii din imagine conduc cele mai importante partide din România. Domnul Ciolacu și domnul Ciucă. Amândoi, bă, ca frații. Numai că frați ca frați, dar brânza-i pe bani, adică în teritoriu e deranj total. Și nu că e deranj total, dar pleacă primarii și ca mine probabil că sunteți mulți acasă care nu înțelegeți cum, bă, pleacă de la un partid la altul între ei doi. Când ei doi ies la televizor, după cum îi vedeți, și spun, domne, ne dorim stabilitatea țării, ne dorim siguranța cetățeanului și prosperitatea lui. Împreună vrem PSD plus PNL să câștigăm alegerile locale, să câștigăm alegerile europarlamentare și să punem un guvern în iarnă. Perfect! Numai că ce să vezi? Dacă miroși așa un pic, e praf de pușcă. Miroase a pulbere. A război. Adică eu cred că cei doi ar putea să ajungă contracandidați pentru Cotroceni la iarnă, la toamnă, la primăvară, la cândva, când pleacă domnul Iohannis, șef la NATO. Apropo, să știți că eu cred că domnul președinte Iohannis chiar are șanse să nu-și termine mandatul la Cotroceni pe motiv de plecare pe un post mai mare în Europa sau în lume. Eu chiar cred. Este mult prea calculat, mult prea neamț ca să se lasă dus de val. Klaus Werner Iohannis este un om, am privilegiul să-l cunosc personal, să știu ce vorbesc, este un om extrem de calculat. Extrem de calculat. Poate prea calculat. Pentru noi românii, care suntem mai balcani și mai pe Dâmboviță așa, un pic prea calculat. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara, domnul Ungureanu. Am o părere. Vă rog. Prin candidatul unic,
în anumite orașe reședințe de județ, s-a propus un candidat unic. Da. Atunci primarii din comunile aferente s-au orientat și se duc către partidul care au propus candidatul unic. De aici și unde este primar PSD, se duc toți primarii din localitățile aferente către primarul PSD. Întrebare, stați un pic ca să înțeleg. E foarte interesantă teoria dumneavoastră. Adică spuneți așa, dacă la Iași merge Chirica, să zicem, toate comunele din jurul Iașiului trebuie să meargă cu liberalii, asta spuneți? Nu, au apartenența, au tendința de a pleca acolo. Am înțeles. Deci, unde e primar de capitală de județ PSD-ist, primarii din jurul orașului ăla merg la PSD, spuneți dumneavoastră. Așa cred. Dar de ce? Nu de ce credeți, de ce ar face-o? Pentru a... Alianța nu se știe cât ar dura. Ați văzut, domne, că ați ajuns tot la vorba mea, că nu știm cât durează alianța? Dacă, acum vă întreb altfel, voi au mai pe românești, așa. Și primarii au interes, din localitățile aferente, au interesul lor să rămână... Deci, întrebare directă, cât mai durează, domne, alianța, după părerea noastră? 2 ani maxim. Am înțeles. Foarte interesant. Acum, deci acum racolările astea de primari sunt pentru următorii 2 ani? Toți urmăresc, primarul rămâne 4 ani în funcție. Guvernarea nu se știe cât rămâne. Bravo, tată. În sfârșit, un cetățean. Bravo, mersi mult de tot. Foarte tare răspunsul. Mai spun o dată ca să ne intre în cap. Mai zi o dată fraza asta. Primarii rămân 4 ani în funcție, guvernarea nu se știe. Bă, un moldovean deștept. Bravo, bă, frate. Bravo. Bine că ai intrat în direct. Un primar rămâne 4 ani în funcție, frate. Mariajul politic de la guvernare mai vedem, zice moldoveanul și zice foarte bine, bravo lui. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Florin. Bună seara, mă scuzați că stau cam de mod de linie, eram convins că vorbesc mai repede ca domnul acesta dinaintea mea. Să nu închideți ca să... Închid când cred eu de cuvință, Florin, că emisiunea e a mea. O televiziune liberă, dacă sunteți aparținea românilor. Ce vreau să vă spun, câte clone sunt a conștiinței lui Pinocchio? Câte să mai fac? Câte clone să fac a conștiinței lui Pinocchio? Ca acest Cârstoiu, care este finul lui Băsescu și celălalt. Da, mulțumesc mult de tot, Florin. Mergem mai departe. Acum, ca să jignim un contracandidat, ar trebui să-l sun acum pe doctorul Cârstoiu, să-i dau drept la replică, că l-a făcut unul mincinos, că... Pare rău, Florin, n-ai înțeles nimic. Apropo, Florin de la Strasburg, te rog eu mult, misiunea nu e bună. Eu nu sunt un moderator bun. Nu mai suna. Știu de la bun început ce spui. Dacă cineva ar suna acum și l-ar face pe Piedone mincinos, sau Pinocchio, sau pe domnul Nicușor Dan, sau... Ce fac? Stau să dau drept la replică, că... Îmi pare rău. Regulile emisiunii sunt, în primul rând, de respect și de limbaj... condescendent, civilizat, de la un anumit nivel în sus. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Iordache. Da, bună seara, domnul Barbu. Referitor la migrația asta politică. De ce pleacă, după părerea noastră, primarii în cadrul alianței de la un partid la altul? Eu cred că sunt niște cârtițe și se duc fiecare acasă la ei. Ai, las-o, doamne, iartă. Da. Deci au fost cârtițe la ei, la alții. Exact. Nu știți cum era și pe vremea... Spionii cu ăștia, da. Da. Era unul într-o întreprindere, mai trimitea doi să... Domnul Iordache, stați un pic. Domnul Iordache. Da. Domnule, nu înțeleg. Noi doi, dumneavoastră, domnul Iordache și cu mine, Tudor Barbu, batem palma să facem o alianță. Și avem 20 de neamuri. Veri de-al doilea, veri primari, mătuși alea. Dom'le, de ce ar pleca de la mine la tine sau de la tine la mine, de vreme ce noi doi suntem în aceeași alianță? Ori noi doi mințim poporul cu televizorul, iar alianța e la mișto, e la prosteală, e la păcăleală, ori dacă alianța e pe bune, de ce îi primești tu? Te-aș suna. Băi, nea, Iordache, da, bă, Barbule. Păi de ce mi-ai luat, bre, mătușa și doi verișori? De ce-i luarăți? Domnule, n-ai înțeles nimic. N-am înțeles nimic. Deci fiecare pleacă la el acasă. Ei au fost acolo pentru... Ca ouăle de cuc. Fost.
Exact, exact. Bravo, mă, în sfârșit. Bravo, Naer Dachi. Mersi mult de tot. Deci nu e trădare, nu e nimic. Pur și simplu se întorc acasă. Nu nimic. E exact. Da, ce întrebare, domnule Naer Dachi, trebuie să vă întreb, da. Că văd că vă pricepe. Da. Domne, cât mai durează alianța PSD-PNL după părerea noastră? Nu, e că peștele se împute de la cap. Fiecare e pentru el. Bine, mai, atunci mă obligați să-ți mai... Nu. Mai obligați, stai puțin, stai puțin, Naer Dachi. Mai obligați să-ți mai pun o întrebare. Da. Domnul Ciolacu și domnul Ciucă se vor bate pentru Cotroceni la toamnă? Absolut, absolut. Pă bune? Da, normal. Păi nu sunt în alianță, cum să se bat? Ce alianță, domnule? Da, asta nu durează mult. Mersi, nu durează, mersi mult. Gata, ne-am lămurit. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara la Onești, salut Eugene. Bună seara. Apreciez în primul rând foarte mult emisiunea, sunteți printre puține, cel puțin deocamdată sunteți unii care stă de vorbă cu țara. Mulțumesc mult, Eugene, e datoria noastră a televiziunii publice să vorbim cu cei care ne plătesc salariile și lumina și benzina la mașini, la mașinile de serviciu, adică voi. Una, dacă o faceți, este foarte laudabil, pentru că alții nu o fac. Mă bucur că îți dai seama că așa stau lucrurile. Acum hai să trecem la subiect, Eugen, zi. Bun, haideți pe scurt, că ar fi mai multe de vorbit. Dumneavoastră întrebarea care o puneți, de ce pleacă primarii... Da, Eugen, nu-i logic, n-are logică, decât dacă se pregătesc de război. Bine, eu înțeleg ce face dumneavoastră acum, dar problema este în felul următor. Există mai multe categorii de primari în țara asta. Sunt primari care sunt prizonieri unei comunități, sunt primari care vor să facă treabă și n-au bani și sunt primari care sunt ușamale, pur și simplu. Sunt mulți din ăștia, din aia hai să dăm mâna cu mână, cei cu patru la român. Deci migrarea asta primarilor nu va putea fi epuizată pentru că simulacrul democrației în care trăim permite ca un primar care face treabă să fie înlocuit foarte repede, să facă tot felul de treburi, așa fel că să nu mai fie acolo, chiar dacă pentru comunitatea lui a făcut destule. Deci aici este problema. Foarte interesant. Am o întrebare, Eugen, dacă îmi permiți. Vă rog. De ce crezi tu că Partidul Aur, adică domnul Simion, nu partidul, nu dorește, așa a declarat domnia sa la un post de televiziune, să facă filiale organizate cu alegeri, cu președinți pe județ, pe alea, de ce și-a dus chiar la plecarea la Piatra Neamț a multora din Aur, tocmai pentru că ei zic, cei de la Piatra Neamț, domne, noi am muncit să facem Aurul mare, iar candidații ne-i bagă de la București cu japca. Domnul, în afara unor calități pe care le are, domnul Simion nu are concepții politice deosebite, are gândire de șef de galerie. Deci el este foarte bun pentru mobilizare, pentru din asta, dar în momentul în care îl întreabă cineva democrație, acolo nu este. Deci asta e cu dânsul, nu e niciun secret. Așa, el vrea să țină în mână și când strigă el cu o, să strige toți. Ultima întrebare, dacă îmi permiteți, cât credeți dumneavoastră că va mai dura alianța PSD-PNL? Alianța PSD-PNL va dura atâta vreme cât le asigură continuitate la conducere. După aceea se vor rupe foarte repede și o să înceapă tot felul de secțiuni. Dar anul ăsta, care e un an extrem de important, un an electoral cu patru alegeri, vor termina la Crăciun? Vor fi tot împreună în alianță? Sunt obligați să termine împreună. Nu, poate nu vor unii din ei sau o parte din ei, dar nu vor. Toate presiunile care sunt în teritoriu nu o să fie suficiente ca să rupă această coaliție care este dorită și dinăuntru și din afară. Îmi dați voi să vă pun o întrebare personală? Da. Dacă nu vreți, nu răspundeți. Da, răspund. Ați făcut sau faceți politică? Am făcut politică într-un club. No, deci, eu zic că ați făcut politică după cum vorbiți. Da, mulțumesc mult de tot pentru telefon și vă mai aștept în emisiune pentru că îmi plac foarte tare oamenii cu care ai ce vorbi. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara la Vâlcea, Radule. Alo, bună seara. Bună seara. Iartă-mă, iertați-mă, am crezut că Radu e numele mic. Bună seara, domnul Radu. Nu e nicio problemă. Nu e adevărat, domnul Radu, pentru că se uită tineri și trebuie măcar așa să îi învățăm să vorbească. Una era Gabriel, să zic salut Gabriele, dacă te prezentai Gabriel, dacă te-ai prezentat cu numele de familie, sunt obligat moral să spun bună seara, domnule. Vă mulțumesc, da, este în regulă.
Câteva chestii, unii strict de la Vâlcea aș vrea să vă spun și are legătură cu întrebarea dumneavoastră. Vă rog. Cum să nu meargă primarii, spre să zicem PSD, care, ei, care au clar convingerea și sunt clar pe, pe treaba asta? Adică știu clar că va câștiga același consiliu, același președinte în Consiliul Județean. Exact cum spunea domnul de la Iași, ca să fiu cât mai clar, ei știu că se va dezbina treaba asta, coaliția asta, care este un fals. Pentru că, de ce vreau să spun asta? Deci, ca să îmi termin ideea, mă scuzați. Deci, o să meargă primarii către ceea ce simt. Consiliul Județean este baza. Dacă va câștiga PSD-ul, ei știu clar că va câștiga PSD-ul și au tot ce le trebuie, bani și proiecte în dezvoltare sau în derulare. Și altceva ce vreau să vă spun... Dar eu vreau stați un pic, să mai dați, colegii, regia, să mai dați un pic și cele două grafice când aveți timp. Eu vă întreb așa, apropo de bani, am mai auzit astea, domnule, mă duc la PSD sau mă duc la PNL ca să pot să accesez fonduri. Păi dacă sunt în alianță... Păi da, dar tocmai asta. Păi dacă... Nu stați un pic ca să înțeleg și eu că nu mă pricep. Domnule, dacă eu sunt în alianță și mă uite aici, alianța PSD-PNL, pe graficul din dreapta, conduce cu 53 sau cu cât, da, 53% în electoratul din România. Acum, întrebare. De ce ar pleca de la unii la alții ca, după bani? Că banii îi primesc în mod, bănuiesc, egal dacă e în alianță. Nu există. Nu se primesc, vă spun clar. Nu se primesc, nu, nu. Am înțeles. Deci nu se primesc. Asta e, mai mult, se pun condiții, s-au pus condiții, până să se facă plecările astea în masă, și au zis, domne, am două proiecte în derulare. Dacă dumneata îmi rezolvi la București problema proiectelor mele, vin către PSD, să zicem. Dacă omul de la București rezolvă și este de galben, este de PNL, se duce către PSD. Și aveți... către PNL, scuzați. Credeți-mă, sunt primari care au avut 6 mandate de PNL și au mers acolo la PSD. Și după, invers, vă dau... Adică după bani. Exact. Asta e treaba. Am înțeles. Deci, dar stați un pic, că vreau să tragem o concluzie împreună, să văd dacă, să văd dacă am înțeles eu bine. Da. Asta înseamnă că alianța funcționează, dar funcționează numai pe preferințe. Ca un chici, dacă mi este permis, dacă este mai rău. Cum? Ca un chici. Este, deși acolo la București, fiecare își cheamă omul, îi dă sau nu îi dă banii, perfect, îl ajută sau nu îl ajută. Mai am două întrebări, că văd că vă pricepeți. Mă bucur că sună oameni care se pricep la politică, mai ales în conjunctura prezentă. Întrebare, prima. Da. Cât timp credeți că va mai dura? Nu, asta e a doua. În prima întrebare, vor candida unul împotriva celuilalt la toamnă, domnul Ciolacu și domnul Ciucă? Cred că da. Adică nu va merge cu un singur candidat alianța la Cotroceni? Nu, că stor golile prea mari în teritorii. Ei o să, adică în funcție de ce o să iasă acum la locale, atunci clar o să vadă cine și ce încotro se duce. Dar cred că vor candida unul împotriva celuilalt. A doua întrebare. Ascult. Cât timp credeți că va dura alianța PSD-PNL? Așa cum a zis domnul de la Iași, așa cred și eu, un an, maxim doi, și primarii tocmai de asta se poziționează în funcție de unde o să le vină banii. Atunci avem o problemă foarte mare și vreau să o comentăm tot noi doi. Vă ascult. Dom'le, PNL-ul, eu la PNL mai știu cum stau lucrurile din motive obiective. Mai știu cum stau lucrurile. La PSD... Vă urmăresc de mult. Da, la PSD știu, dar nu atât de bine ca la PNL. Acum, ideea așa, la PNL nu vor accepta liberalii, nu vor accepta să nu aibă candidat la prezidențiale. Nu vor accepta. Și dacă Ciucă intră în luptă pentru prezidențiale și intră contra lui Ciolacu... Pierde. Nu că, bineînțeles, domne, pierde, să zicem că pierde. Da. Întrebarea e alta. Cui dă mandat de guvernare președintele Ciolacu după ce devine președinte? Cui dă ce? Mă scuzați. Mandatul de guvernare, să facă guvernul. Mi-e greu să vă spun. Păi adică cum? Stați un pic. Cum adică e greu? Cum adică? Păi să vă spun ce se întâmplă. E posibil ca după alegeri s-a mai întâmplat să rămână PSD-ul singur, da? Și să guverneze Ciucă cu Drulă,
cu Orban și cu Eugen Tomac, care împreună fac 50%, și cu UDMR-ul. La cum puneți dumneavoastră problema, o să fie clar un... Deci atunci nu o să mai candideze. Îmi place ideea, m-am gândit la ea, dar mi-e greu să zic că se păi va... Nu, dacă PNL-ul, dacă PNL-ul și PSD-ul, sau mai bine zis în ordinea mărimii, PSD-ul și PNL-ul nu merg cu candidatură comună, bagă în cărți aurul foarte tare. Corect. Una. Și al doilea riscul e ca PSD-ul să câștige prezidențiale, dar să nu poată guverna pentru că n-are cu cine. Revin la ce v-am zis odinioară. Cred că marea, cum să spun eu, vor lua decizia corectă exact după alegerile astea locale. Așa cred. Eu cred, uite, eu cred că o vor lua înainte. Să... Păi nu, da, nici n-ar fi... Ascultați-mă, vă strâng mâna. Nici n-ar fi corect și moral să o ia după. Băi, dacă vrei să mergi cu mine, tu, uite tu, ești tu la telefon și eu aici. Da. Și vrem să batem palma, să mergem să facem un lucru. Păi bă, băiete, batem palma acum, nu la după locale când știm cam cum... Nu, acum, când nu știm. Ne asumăm și tu și eu, ne asumăm un risc. Ce ziceți dumneavoastră să-mi fie iertat, știți cum e plata înainte. Mi-e greu să cred că... Păi nu e plată. Nu, că nu e ca la... Atenție, nu e ca la damele de lux. Nu. Exact. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă mergem așa, la europarlamentare, nu mai mergem împreună pe listă. Cum? Cum îmi verifici tu mie, tu și eu, cum ne verificăm unul pe altul când la europarlamentare mergem împreună? Nu vă dați seama ce spuneți? Cum? Eu merg cu tine împreună la europarlamentare, la primării nu, adică le-am făcut noapte în cap românilor, și după aia, pe funcție de rezultate, pe care rezultate de vreme ce noi doi am mers la europarlamentare cu aceeași listă și tu și eu? Cum? Nu ne batem joc de neam? Este corect ce spuneți, dar ați văzut acolo la reprezentare cum se face. Adică ei își fac un target. Ca atunci să-și facă listă. Băi, vrei să fii bărbat, domnul Ciucă? Domnul Ciolacu, vrei să fii... Da, bate-te cu mine de la început. Păi tu îți faci primarii tăi și europarlamentarii tăi, eu pe-ai mei și vedem care e mai tare. Dacă vrei să fim corecți cu ea de acasă. Păi, dar nu au, domne, interes. Nu au interes să fie corecți. Ce e, vezi? Bravo! De aici mă văd nevoie să-ți dau dreptate. Și atunci eu vă spun și cu asta închei să nu vă... La Vâlcea, concret, nimeni nu se va bate. Se știe deja că domnul actual va câștiga, celălalt să vadă ce ouă mai ia din cuib, care mai rămân. Cam acolo e treaba. Dar spunem că văd că te pricep la politică, iar Vâlcea pentru mine e un județ foarte drag... Am trecut prin județul ăla de foarte, județ foarte frumos, multe ori din motive obiective. Și orașul. Și orașul este frumos. Orașul e frumos, mie îmi place și Horezul și Vâlcea. Îmi place zona foarte mult. E o zonă superbă, binecuvântată de Dumnezeu. Întrebare. Consideri că ei se comportă cinstit cu noi? Nu. Și vă spun și de ce. De ce? Acolo, vă dau un caz așa concret, în momentul în care, să zicem, la care are legătură cu dumneavoastră, cu ce a spus, cu întrebarea, în momentul în care ei știu că într-o anumită comună, într-un anumit oraș pierd, să zicem, mergem PNL-ul, da? Merg în varianta de avarie, adică încearcă să ia alt primar de la, mă rog, altă culoare politică și îl aduc acolo, cu toate că ei știu clar că nu va câștiga. Dar decât nimic, vor lua ceva. Adică da, dacă bagă la coș, bagă la coș voi, niște exact, voturi. Exact, bagă la coș. Dacă a avut doar 50 de voturi... Hai că sunt convins, mai convins. Cunoști politică și ai participat la... Faci politică la tine în Vâlcea, faci politică. Întrebare. Nu e adevărat? Fac, e adevărat, da. Absolut, păi dacă nasul meu nu miroase, atunci cine? Fii atent, întrebare. Cum vezi tu faptul că aurul... Nu, întâi te întreb așa, aurul și-a făcut filială în Vâlcea? Nu. Corect. Adică și-a făcut filială, dar slab. Nu, adică... dar cu daia, cu alegeri, cu președinte, cu tot? Nu. Exact. Întrebare, de ce? Exact de ce a spus noastră. Deci nu ar reprezenta un asemenea partid. Și cu declarația care a zis noastră că domnul Simion, mă rog, își face și ține el sub... Așa a declarat că vrea să țină puterea la București. Da. Deci mai vă dau din, adică clar,
vrea să aibă, deci fiecare membru din ăsta care se înscrie trebuie să aibă un card în care să depună o anumită sumă de bani. Și o aiureală, o nebunie, nu știu, este o... Bă, da, oameni, auzi, fii atent, dacă tot faci politică în Vâlcea, zici și mie ce simt, ce e în sufletul ălora care au muncit de le-au ieșit ochii ca să bage aurul în Parlament acum 4 ani și acum se văd dați la o parte. Nu știu ce să vă zic, nu am făcut treaba asta, n-am prieteni apropiați sau cunoștințe, dar... Eu sunt curios, vă zic așa, la Vâlcea, în județul Vâlcea, nu va lua mai mult de 8%, 8% așa, cu bătaie. Mulțumesc mult de tot pentru telefon, mergem mai departe, bună seara, sunteți în direct. Vreau să Domn Barbu. Da, Gheorghe, salut, ce faci? Păi mă uit la dumneavoastră de la începutul și cam greu să vorbești după antevorbitorul meu, să știți că mi-a scos cam... ideile din cap, adică din gură. Da, bă, da, auzi, Gheorghiță? Da. Ăsta de înaintea ta nu crește ieduți. Ăsta face politică în Vâlcea. Nu au făcut mai multe ca mine și nu știe mai multe ca mine. Ai nu fi răutăcios, că omul știa bine, bine. Nu să iau. Am înțeles. De-aia am și recunoscut că e greu să vorbești după de. Aia, acum te ascult. Zici și mie. Ideile. Gheorghe din Maramureș. Ce-ți fac nepoții, mă? Mulțumesc foarte bine să joacă fotbal afară pe gazon acum amândoi. Doamne ajută. Să-ți trăiască. Fii atent întrebare. Da. Mă, ție se pare normal să plece în aceeași alianță de la un partid la altul? Dar cum să nu fie normal, Domn Barbu? Absolut, bă. Bă, bravo, bă, ca orice român sănătos. Bravo, bă, Gheorghiță. Domn Barbu. Dar de ce-i, mă, normal? Domn Barbu, în primul rând, PNL, PSD, PNL, UDMR și minorități, nu-i mai schimbă nimeni în viacul veacului de aici încolo. Pentru că sunt foarte mulți bani în joc, averi și așa mai departe. A doua întrebare ce a spus-o, dacă vor candida împotriva unui celălalt, Ciucă și Cuciolacu, da. ar fi greșeala fatală. Are și Simeon în turul 2, Domn Barbu. Bă, credeți că bă, ăștia sunt oameni de șef, domnule. Cum să facă greșeala asta, vă dați seama? Automat Simeon în turul 2, domne. Da, corect, e posibil așa. Da, da. Dar nici nu se pune problema să facă e greșeala asta. Iar, cu plecarea pe ăsta, astea sunt jocuri de greză, dar în teritoriu cam 90% să știe cine va fi președinte de Consiliul Județean. Și atunci deja să cam știu lucrările. A, și să duc, a, stai mă, și să duc după curentul cu la județ. Bă, tăticule, vezi că am de băgat apă, am așa, da, banii da, da. Pregătiți, nu vii la mine, odată îi dau la piele și apoi la cămașă, cum ar veni banii. Ultima întrebare, Nea Gheorghiță, ultima întrebare. Da. Cât crezi că va dura alianța PSD-PNL? În viacul veacului. În viacul veacului. Altfel... Măi, răutăcios ești. Cum să fie așa, mă? Domn Barbu, bani mulți la mijloc, Domn Barbu. Da, sunt bani mulți, așa e. Și-au dat seama că vin ăștia aurul din spate sau vine... Păi da, vine ăla, Piedone și Dan Voiculescu le mănâncă toți banii, domne. Sunteți răutăcios, vă rog să vă retrag, aveți vreo dovadă că le mănâncă Dan Voiculescu banii? Îmi retrag cuvintele, dacă Nicușor Dan a fost om, dacă e deștept și i-a mulțumit pe consilierii general, unde nicio lucrare nu e să apare decât a consilier județean, dumneavoastră, sunt niște dedesubturi care puțină lume știe, domne. Toate lucrările sunt făcute de consilier, domne. Și dacă i-o mulțumit Nicușor Dan, va câștiga, pentru că dacă vine domnul cu salamul și cu parizărul și cu usturoiul, păi le-o păpat toate afacele. Suntem copii, domne. Bine, aveți vreo dovadă? Nu, nicio dovadă, că numai ce am cu ochii mei. Dacă n-aveți dovadă, să știți că dezavuez complet. Corect, să vă dea Dumnezeu sănătate. Așișderea, mersi mult, Gheorghe, merge mai departe. Auziți, vă mai spun ceva. Da, numai gata, că mă vrea să mai intre și altcineva în direct, Gheorghiță. Mersi mult pentru telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, cu bine vorbiți? Da, Ileana, te ascult cu drag. Da. Eu vreau să răspund mai întâi la cea de-a doua întrebare. Cât va dura această alianță? Cât va dura, Ileana? Da, atâta timp cât avem un război, această alianță va dura. Wow! Deci este un comandament. În România trebuie să fie stabilitate. Nu trebuie să se certe nimeni cu nimeni. Certurile astea că pleacă de la un partid la altul sunt niște chestii minore la nivel local. Dar per total... Trebuie musai să fie stabilitate.
Foarte pentru tare. Că dacă noi avem ceva aici cu lupte din alea așa, doctrinare între partide, atunci nu prea e liniște, știți? Foarte interesant. Spune-mi, eu frumos, așa cred. Ileana, acum următoarea întrebare. Va candida, vor fi contracandidați Ciolacu și Ciucă în toamnă? Nu. A treia întrebare. De ce pleacă, Ileana, dragă primari, de colo-colo, totuși, întrebarea emisiunii, de ce pleacă în aceeași alianță? Da, de, cum să vă spun eu, de convinși ce sunt. Unii sunt foarte convinși social-democrați și ceilalți sunt la fel de convinși liberali. Deci ei n-au doctrină, domnule. Cred că dacă îi întrebi, prin ce se caracterizează social-democrația? Prin ce se caracterizează terminat, liberalismul? S-a terminat, da, nu, dacă îi întrebi pe aia mai mici, așa. Deci pe aia mari, dar și pe aia mari, dacă îi întrebi, s-a terminat. Dar bineînțeles, dacă sunt întrebi... câțiva care o țin pe a lor și o țin pe doctrină. Restul e o breambureală, cum au spus unii. Care e părerea ultima întrebare, Ileana. Care e părerea ta despre cei trei? Caracterizează-i repede așa într-o frază pe fiecare, cei trei mari candidați la București, Piedone, Nicușor Dan și profesorul Cârstoiu. Da, nu sunt din București. Cum da, ai văzut la televizor. Nu, da. Cum să-i caracterizez? Deci fiecare are câte un... domnul Piedone știe exact pe ce electorat se bazează, cu felul dânsului popular, ieșim în piață, nu știu ce, mâncăm parizeri, facem, dregem, ne adresăm amical. Domnul Nicușor Dan, chiar dacă încearcă ceva acum, dar acum n-a făcut nimic 4 ani, părerea mea e că... toți elitiștii ăia ai lui sau cine l-a votat pe el, nu știu, totuși ar putea ca medicul Cârstoiu să aibă șanse. Mulțumesc. Părerea mea, să câștige teren mult. Auzi, dar apropo, în Constanța te-ai hotărât cu cine votezi? Nu trebuie să spui, dar să vă spun că am căutat pe internet cine candidează și încă nu se știe. Nu se știe. Vine domnul Horia Constantinescu. Fiindcă eu nu știu cine candidează în Constanța. Foarte nu interesant. Am reușit să găsesc pe internet. Mulțumesc mult, Ileana. Merge mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Cu întrebarea noastră că de ce pleacă primare de la un partid la altul, nu vrea să-și ceardă funcțiile și politica de astăzi nu este... despre să fie primar în slujba cetățeanului și să aibă un loc de muncă bine plătit. Este despre Ciolan, despre Ciolac, măcar noi sau despre Ciolan, care vine de la Ciolac. Și noi avem nevoie de cantine sociale, ăștia zice că ăștia nu fac asemenea lucruri, fac numai drumuri și tot în pantă de la terenul de fotbal. Da. Mulțumesc mult. Dă mare importanță telefonul ăsta. Doamne, ce ne făceam dacă nu ne suna Emanuel? Ne-am lămurit. În sfârșit ne-am luminat. Aveți pe ecran cele două capitole ale sondajului Curs. În stânga este rezultatul la primării, alegeri locale, unde PSD-ul conduce cu 35%. Pe locul 2, PNL-ul 21%. Pe locul 3 și 4 la egalitate, Aurul și Alianța Dreapta Unită, iar pe partea din dreapta a ecranului, rezultatul sondajului Curs, în cazul în care ar avea loc duminică alegerile, nu, pentru după alegerile din 9 iunie, europarlamentare, Alianța PSD-PNL 53%, Alianța Dreapta Unită 14% la egalitate cu Aurul și celelalte două partide care, conform acestui sondaj, ar face pragul electoral, sunt pe ecran. Bună seara, sunteți în direct. Să trăiți. Bună seara, domnul Cojocaru. Atât dumneavoastră cât și întreaga regie. Da, domnul Cojocaru, vă ascult cu drag. Hai, cu care întrebare să încep? Ce mai faceți, plouă la Galați? Nu, plouă, curge Dunărea. Chiar azi am fost și am privit puțin Dunărea, acum... plecat către Marea Neagră, dar foarte supărată și tulbură. E tulbură, da. Și până nici Dunărea nu mai e ce a fost. Noastre. Da. Bine, ce întrebare doriți să vă adresez? Păi spuneți-le la rând, concret, e urgența care este la dumneavoastră. Cât mai durează alianța PSD-PNL? Durează și în ciclul următor. Și vă spun de ce. Nu afară că e de stabilitate, s-ar părea că de când s-a
la început această unire, PNL-ul e într-o decădere totală și cândva se va uni și va deveni un partid unic. Am înțeles. Ultima întrebare. Da, am înțeles. PSD-ul e un cădere... Dar de ce e într-o cădere totală? Că în sondajul ăsta are e pe locul 2. Cine? PNL-ul? Da. Sondajele, domnul Badu. Da, sondajul minte. Corect. Am înțeles. Nu, bine. Nu minte. Dacă da, domnule, încădere. E încădere totală. Dacă face un sondaj cu dumneavoastră, n-auziți că... Și să-ți întreba anumite categorii de vârstă și de pregătire personală în București. Da, eu vă întreb ceva, domnul Cojocaru. Hai să ne lămurim. Da. De ce este, de ce într-o alianță, nu, noi doi, dumneavoastră și cu mine, conducem guvernarea, dumneavoastră din Galați și eu de la București. Da. Bună, rea, noi doi o conducem. Da. De ce eu de la București să am o pierdere și să fiu în cădere liberă și dumneata de la Galați să fii în Urcuș, în aceeași guvernare? Răspundeți-mi inteligent la întrebarea asta. Adică de ce PNL-ul scade și PSD-ul crește în aceeași guvernare? Întrebare. Din greșelile care le-a făcut PNL-ul. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Cea mai mare a fost când l-a adus pe Câțu. Excelență, noi vorbim de o guvernare care n-a început aseară. A început de foarte mult timp. Ciolacu, Ciucă. De ce PNL-ul e în scădere, deși nu e, dar mă rog să zicem că ar fi, și PSD-ul e în creștere, deși guvernul e unul singur? În primul rând că și proiectele care s-au făcut până în prezent, decât sunt împreună, atât la nivel de București, cât și la nivel de municipii și de județe, s-au făcut mai mult cu tematică pe social. S-au făcut greșeli pe social? Nu greșeli. Proiecte, avantaje PSD-ului. Aha, dar puteți să-mi explicați? Dați-mi un exemplu de proiect social. Dați-mi un exemplu. Păi, hai să o luăm cu alegeți, domnule, unul. Alegeți unul. Cu pensiile să o luăm în prima fază, da. Păi dacă nu era PNL-ul, se votau pensiile? Porteți? Dacă nu era Partidul Național Liberal, pensiile creșteau? Da. Bine. Dacă nu erau împreună ei? Da. Să voteze în Parlament? Da. Se găsa altcineva care... Păi vedeți cum e omul. Vedeți, domnul Cojocaru, cum e omul. Nu, vorbesc real. Nu, dar vedeți cum e... Dar vedeți, domnul Cojocaru, cum e românul? Dar de ce? Eu vă întreb așa, ce partid a crescut pensiile? Ce partid? De când e... Nu vreți să-mi răspundeți la întrebare fără să vă bâlbâiți? PSD-ul a avut cât de cât o... Răspundeți, PSD-ul a crescut pensiile? Da. Adică a decrescut. S-a făcut o datorie în față de... Dumnezeu, răspundeți-mi la întrebare. PSD-ul a crescut pensiile în România acum, în guvernarea asta? Păi, dacă nu e PNL-ul, pensiile alea nu pot crește cu un leu, excelență. Păi n-are cine să le voteze. M-ați înțeles ce vă spun? PSD-ul nu are suficiente voturi. Are nevoie de PNL care aer. Da, și dacă nu erau ei, se găsea cine... Bine, mulțumesc mult, domnul Cojocaru. Domnul Barbu. Domnul Cojocaru. Hai să o luăm altfel, domnul Cojocaru. Dacă nu era PNL-ul, cine... Vrei să-mi răspundeți la o întrebare? Da, corect. Dacă nu era PNL-ul, cine mărea pensiile împreună cu PSD-ul? Păi, vezi că se unea cu ăștia, cu USR-ul, apela și la UDMR. Se ducea Drulă, se ducea Orban, se duceau ăștia să voteze pensiile cu Ciolacu? Dacă nu erau ăștia prescurte. Domnul Cojocaru, trăiți într-o lume, trăiți într-un vis, domne. N-aveți habar de politică, iertați-mă că vă spun. Chiar n-aveți habar, sau aveți, dar vă prefaceți că n-aveți. N-am înțeles. Numai atâta, dacă mă permis să vă spun. Dar eu vă permis să spuneți orice, pentru că e o emisiune liberă. Dacă să spui că au crescut pensiile PSD-ul, când liberalii sunt la guvernare și fără votul lor nu se putea, mie mi se pare o minciună pe care emisiunea asta nu o suportă. Este o minciună. E chiar dacă era în opoziție PNL-ul, o vota și ei. Bine, mulțumesc mult, domnul Cojocaru. Bine, stimați telespectatori, după telefonul ăsta trebuie să rețineți un singur lucru. Pensiile în România au fost crescute de domnul Ciolacu și de PSD. Să nu avem vorbe că se supără pe noi, domnul telespectator. Ați înțeles, da? Știți de ce să pun ochelarii la cai? Și sunt niște ochelari care se pun, n-au nicio legătură cu telespectatorul, să nu mă dea în criminal la CNA. La cai se pun niște ochelari speciali. Ca nu cumva căluțul
să vadă stânga-dreapta. El doar înainte, doar înainte are ochelari de cal. N-are nicio legătură cu telefonul dinainte. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Sper să rămânem prieteni după telefonul ăsta, să nu mai fim supărat. Noi nu sunt supărat, Florin. Eu mi-am ales oamenii, Florin. Din motive lezne de înțeles, mi-am ales oamenii cu care îmi face plăcere să vorbesc și oamenii cu care nu îmi face plăcere să vorbesc. Domnul Barbu, haideți să trecem la subiect. Te rog frumos. Așa. Întrebarea emisiunii. Vis-a-vis de... De ce pleacă primarii de la un partid dintr-o alianță la celălalt partid din aceeași alianță? Pleacă pentru că se duc unde e partidul cu mai multă influență, sunt ajutați pe timpul mandatului mai mult, un partid mai puternic și mai popular. De asta pleacă în altă parte, ca să avem mai multe alegeri, să fie ajutați pe timpul mandatului. Dar de ce nu pleacă toți, domnul meu? Care toți? Toți primarii de la PNL, de exemplu, să plece la PSD într-o zi. De ce nu pleacă? Că e mai puternic PSD. Dar nu mai au mult. Poftim? Nu mai au mult. Nu întreb de ce nu pleacă. PSD, nu că mai au la AUR. De ce nu pleacă toți? Întrebare. Păi eu ce vă zic să-i? Nu mai au mult până nu pleacă toți, că unii au plecat la PSD și unii la AUR. Nu, domnule, la AUR n-a plecat nimeni, domnule. Sunteți în eroare. Spuneți-mi și mie localitatea în care a plecat un primar de la PSD la AUR sau de la PNL. Nu de la PSD, de la PNL. Spuneți-mi și mie localitatea în care a plecat de la PSD la, de la PNL la AUR. Sunt mulți care sunt plecați, domnul Barbu. Sunt mulți care sunt plecați. Sunt mulți, dar mulțumesc mult, Florin. Mulțumesc mult, Florinele. Stimați telespectatori, am o grămadă de știri cu primari care au plecat către PNL. Pe mine mă doare sufletul că nu înțeleg. Eu sunt mai naiv un pic să... De ce nu pleacă toți? Dacă e să ne luăm după cunoscătorul Florin de la Craiova, și nu o spun în ironie, om care cunoaște bine, dar Florin, dacă Florin nu cunoaște, cine mai cunoaște? Să plece toți. Să facem un partid. Partidul Comunist. Facem unul singur. De ce să mai stăm în două? Bă, e o ciudățenie pe care românii trebuie să o gândească. Noi trebuie să o gândim. Da, primar de 6, spunea cetățeanul la telefon acum jumătate de oră, primar cu 5 mandate la un partid, la PNL, a plecat la PSD. Poftim? Primari, ăia 5 de la Gorj, ăia cu Am venit la muncă, filmul ăla celebru, ăla-i de Oscar. Am venit pentru că vă iubim, domnule, nu știu cine e ăla, și acela, pardon, și am venit să trecem la muncă. Au plecat de la PSD 5 primari la PNL într-o zi. De ce? Mă rog, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domn Tudor. Bună seara, Virgil. Domn Tudor, în general migrează ca primar, migrează la altă formațiune politică, între alianța asta, PSD-ul cu PNL-ul. E în funcție și de demnitatea lui și de verticalitatea lui ca om. Într-adevăr, ei se duc acolo unde simt că dacă va câștiga PNL-ul într-un județ, câțiva se duc spre PSD sau PNL. Dar sunt mulți primari care au câteva mandate în spate, care să știți că nu se îndoie. Sunt peneliști, rămân sau PSD-și. Eu cunosc în Vrancea câțiva care au rămas în PSD, au 4 mandate. Cât mai durează, după părerea ta, alianța PSD-PNL? Alianța PSD-PNL durează și va mai dura. Alianța a fost foarte bună. PSD-PNL a fost cea mai bună variantă pentru cât noi. Cât va mai dura, Virgil? Cât va mai dura, după părerea ta? Va mai dura. De ce? Că sunt și bani la mijloc și alianța e bună, Tudore. Alianța aceasta nu se făcea dacă nu venea, nu era pericolul AUR-ului. Ca AUR-ul, știi că va mai dura exact cum s-a destrămat pe Partidul Poporului, așa se va duce. Dar alianța e bună și va fi foarte bună. Mulțumesc mult de tot, Virgil. Mulțumesc mult de tot. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Domnul Barbu, vă răspund pe scurt la a doua întrebare. Vă rog. Alegerile din anul ăsta sunt unice în felul lor, deoarece sunt primele și ultimele cu caracter provizoriu și decorativ. Deci nu va dura mult alianța. Un an, cel mult doi. În toamnă vor candida unul împotriva celuilalt, domnii Ciolacu și Ciucă? Asta nu pot să vă spun. Dar păi nu, domnule, ce părere aveți? Dar asta nu știți. Nu pot să vă, nu e greu de a spune. Nu cred că se poate răspunde așa ușor. Corect, o întrebare dificilă, așa este. Mă bucur că ți se zic că nu e o întrebare ușoară. Ultima întrebare. Cum
Cum explicați plecările astea de la PSD la PNL în aceeași alianță interese, sau de la PNL? Interese proprii. Deci, că deci, fiecare... deci nu interesele cetățeanului, ci interese proprii. Da, sigur, pe asta e litere de lege. Foarte tare. Da, să trăiți, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. La Bistrița, bună seara, Radu. Bună seara, bună seara, Tudor. Să încerc cu începutul. Totul depinde de domnul președinte Iohannis. Foarte tare. Dacă, de ce? Dacă, de ce? Dacă domnul președinte Iohannis va fi nominalizat la NATO, secretar general, automat va trebui în România să fie stabilitate de care se vorbește și nu poate fi stabilitate în afară de PSD-PNL. Și se va duce o luptă și dar se va înțelege. Până la urmă, candidatul pentru președinție va fi domnul Ciolacu, care va câștiga, iar prim-ministru va fi desemnat să-și facă guvernul domnul, deci, președintele de la PNL. Domnul Ciucă. Domnul Ciucă. Am înțeles. Deci asta este, de la sus în jos. Am înțeles. Deci este foarte, foarte important dacă domnul președinte Iohannis va fi desemnat secretar general ONU. Și părerea ta este că va fi? 80% da. Mulțumesc mult. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. La Craiova, bună seara, domnul Olaru. Da. Domnul Barbu, cred că nu o să vă placă, dar am să vă spun și eu ceva. Puneți-mi întrebările, vă rog. Cât mai durează alianța PSD-PNL? Atâta timp cât este domnul Iohannis președinte, alianța a fost făcută de către dânsul să nu fie suspendat. Da? Am înțeles. Cât, deci, alianța... Cei doi din imagine, domnul Ciolacu și domnul Ciucă, vor candida unul împotriva altuia la prezidențiale? Nu, atâta timp cât domnul Iohannis le aranjează toate, până termină mandatul. Ultima întrebare, că se termină bijuteria. De ce pleacă primarii, domne, după părerea noastră, de colo-colo? Păi la PSD e cioranul mai mare de când a spus bătrânul Brucan, că românii se va trezi după 20 de ani și nu s-a trezit nici peste 40. Deci a rămas Partidul Comunist numai că sunteți l-au mulți idei așa, când PNL, când... Bine, mulțumesc mult de tot, s-a terminat bijuteria, îmi pare foarte rău, era o discuție nu numai amuzantă, dar și plină de tâlc. Rămâneți cu noi, urmează un program sub semnătura colegei noastre Ilinii Smiricioiu. Noi ne revedem mâine la ora 18, toate cele bune!